Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Berbec. Haideți să facem etalarea pentru perioada 17-30 noiembrie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol pentru cei din Zodia Berbec. 17-30 noiembrie 2021. Se pare că voi în această perioadă aveți activități foarte drăguțe. Celebrarea vieții, abundență. Este o perioadă foarte bună pentru voi. În special aud pentru cei care aveți luna în berbec sau ascendent în berbec, dar și pentru cei care aveți zodia în berbec. Este o chestiune de faptul că voi aveți o intenție autentică către cineva. Este free will, ok? Liberul arbitru. Cumva divinitatea vă pune o ocazie în față sau v-a pus o ocazie în față. Este o schimbare foarte mare pentru viața voastră. The Sun Dancers. Aveți de-a face cu un leu. Este cumva cineva care vă schimbă viața sau cu cineva, nu neapărat leu, care aduce foarte multă lumină în viața voastră, radiază. Este o persoană foarte veselă, are foarte multă abundență, celebrează viața în fiecare zi și persoana asta v-a schimbat vouă percepția asupra vieții. Și cumva, divinitatea vă susține conexiunea pentru că este o intenție autentică, nu e nimic fals aici. Ok, hai să vedem și din tarot ce vă așteaptă pe cei din berbec. În perioada 17-30 noiembrie 2021, berbec. Berbec 17-30 aprilie era să zic. 17-30 noiembrie 2021, berbec. Berbec. Okay. Greuț început. Sunteți fecioare aici cu luna în berbec sau berbec cu luna în fecioară sau ascendent, descendent, ok? Am spus că asta e valabil pentru cei care aveți foarte mulți care aveți luna în berbec și ascendent sau descendent, dar și pentru cei cu zodia și care aveți și fecioară. Aici e o problemuță, imediat. Voi v-ați certat cu cineva din cauza unor persoane. Unei persoane imature. Începutul acestei relații foarte greut, foarte greut, s-a terminat. Persoana asta nu a mers mai departe, încă se gândește la voi, vă iubește. Dar aici s-au aflat deja niște secrete. Cineva vrea să confeseze ceva aici. Cineva care are și fecioară și pești. Vrea să confeseze ceva aici. Ori voi sunteți cei care vreți să vă confesați. Pentru că iubiți pe cineva foarte mult și vreți să-i spuneți adevărul. Ori vreți să-i spuneți ceva legătură cu această despărțire. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia berbec, 17-30 noiembrie. În același timp vrei să-i spuneți acestei persoane, uite succesul financiar pe care l-am, uite ce reușită și nou început am, sau uite ce bine ne mergeam împreună și ce s-a întâmplat datorită unor persoane care nu vreau să mai am de-a face în viața mea, care au intervenit în relația noastră, vreau să mergem mai departe. Doar noi doi, fără să mai se implice alte persoane. Mi-am învățat lecțiile, știu ce vreau de acum încolo, mă simt rănit că te-am rănit pe tine. Da, turnul cu 3 de cupe, eu nu simt că aici este vorba de o a treia energie. Sunt persoane, familie, prieteni, pentru cine știți, poate fi și vorba de o a treia energie. E ceva ce persoana asta vrea să termine ca să fie cu voi. Vrea o familie, vrea o stabilitate, exact, abundență.
Persoana asta vă duce dorul foarte tare și am spus că aveți de-a face cu un leu. Ori voi către persoana asta, energia voastră către persoana asta vă face fericiți. Se vrea o împăcare aici. Cineva, ori dacă sunteți voi, cineva aici, parcă este frig fără persoana asta. Este frig. Va lupta cu orice preț să ia înapoi această relație. Cu orice preț. Aici e o sarcină ascunsă? Încă neaflată? Este o sarcină? Dacă bănuiți ceva, sunteți însărcinate? Aici a fost o manipulare din partea unor persoane, poate din partea voastră, ca să vă distrugă această relație. Dar nu vor avea succes pentru că vă împăcați. Vă împăcați, clar vă împăcați. Cineva aici o să facă tot posibilul să se împace, pentru că cineva s-a îndrăgostit cu adevărat aici. S-a îndrăgostit cu adevărat și nu există cale de plecare definitivă. Cineva mai bine își părăsește tovară și prietenii, familia și orice altceva, dar de despărțit nu se desparte de voi sau chiar și voi la fel. Aici este o dragoste foarte mare. Bun, vreau turnul cu 3 de cupe. Dezlegare de persoanele astea. Turnul cu 3 de cupe. Turnul cu 3 de cupe. Nu vă mai vreau în viața mea, tovarăși, prieteni, familie, anturaje, cei care vă băgați în relația mea. Nu vă mai vreau. Eu am un nou început. Voi, dacă vreți să stagnați în lucrurile astea vicioase, cineva aici dacă sunteți voi și ați găsit o altă relație, vreți să dispară cineva din pești care are și ascendent în Capricorn din viața voastră, poate chiar gemeni. Bărbatul ăsta e un bărbat toxic care a adus numai răutate în viața voastră și numai pierdere. Voi, doamne, ați cunoscut pe altcineva și vreți din tot sufletul să fiți cu persoana nouă, dar în niciun caz cu persoana asta care v-a distrus viața. Că e femeie, că e bărbat și care v-a cauzat atâta suferință și posibil să existe și o diferență de vârstă între voi. Ok, poate chiar aveți vărsător aici, doamnele, în același timp și vreți pur și simplu să dispară persoana asta din viața voastră pentru că v-a ruinat pentru unele dintre voi chiar și afacerea. Mai vreau două cărți. Două, sorry, trei. Cineva aici va trebui să treacă prin iad și suferință ca să înțeleagă ce este și ce nu este bun pentru el sau pentru ea. Poate sunteți chiar voi. În ghilimele, prin iad. Cine ține de prieteni falși, de anturaje, de lucruri de genul ăsta sau de o relație toxică, va trebui să o înțeleagă, să o trăiască, ca să-și dea seama că de fapt a întâlnit dragostea adevărată și că nu mai are nevoie de capitolul ăsta în viața lui sau în viața ei, că sunteți voi sau cealaltă persoană, ca să poată să aibă această uniune frumoasă în această perioadă. Bun. Atât am avut și pentru voi. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.